Horoscop săptămânal. Mai bine nu amâna nimic pentru mult timp. Prima jumătate a săptămânii este potrivită pentru multe sarcini, inclusiv pentru cele mai dificile. Va fi posibil să se rezolve multe situații ambigue, iar cei care au avut îndoiele înainte vor avea un plan de acțiune clar. Puteți reveni la câteva planuri vechi. Acum veți avea șansa să le implementați cu ajutorul prietenilor și al noilor cunoscuți. A doua jumătate a săptămânii este dificilă. Există mai multe sarcini noi, de multe ori trebuie să înveți din mers. În ciuda dificultăților ocazionale, te descurci bine. Cei dragi mai des decât de obicei au nevoie de atenție și sprijinul tău. Pentru mulți perpeci, problemele de familie vin în prim plan. Va exista o șansă de a restabili relația, încetarea căreia ai regreta-o. Taur. Prima jumătate a săptămânii este favorabilă pentru rezolvarea multor probleme importante, inclusiv a celor financiare. Reușiți să rezolvați multe situații dificile, să înțelegeți cum să acționați cel mai bine. Poate fi începutul unei cooperări care va fi nu numai benefic, ci și util pentru toți participanții. Sunt probabile cunoștințe interesante. Puteți găsi noi aliați sau vă puteți împrieteni cu cineva. Este posibil și începutul poveștilor romantice. Ești fermecător și mulți oameni te plac. Cineva își poate pierde complet capul din cauza ta. La mijlocul săptămânii va trebui să fii atent la muncă. Chiar și lucrurile obișnuite pot fi mai dificile decât de obicei, ori vor conține careva dificultăți. Fii gata pentru ceva neașteptat. Sfârșitul săptămânii va ieși bine dacă nu îți faci iluzii și privești lucrurile în mod realist. Unii tauri fac planuri grandioase, dar este important să nu uitați de cele actuale și de rezolvarea problemelor practice. Acasă pot exista mai multe griji decât de obicei. Oamenii apropiați vor fi bucuroși să te ajute la toate. Gemeni. Influența tendințelor pozitive prevalează. Vă așteaptă evenimente plăcute în această săptămână. Primele zile ale ei oferă o șansă de a face față unor chestiuni care anterior erau dificile. Vă puteți consolida poziția profesională. Puteți reconstrui relațiile cu conducerea, colegii și partenerii de afaceri. Știi bine ce vrei să obții și cum să faci asta cel mai bine. Intuiția îți spune cum să eviți momentele neplăcute. A doua jumătate a săptămânii este extrem de favorabilă pentru comunicare, întâlniri cu oameni care îți sunt dragi sau cu cei cărora ai vrea să le placi. Este ușor să faci o impresie bună chiar și celor care sunt de obicei critici cu toți cei din jur. Acesta este un moment bun pentru creativitate, lucrurile care recent păreau obișnuite acum te inspiră. Apar idei neobișnuite. În curând veți întâlni oameni care vă vor ajuta în implementarea lor. Este probabil o soluție bună pentru rezolvarea problemelor financiare. Rac. Primele zile ale săptămânii vor fi foarte intense și la fel de plăcute. Vor aduce o mulțime de lucruri interesante de făcut. Va exista o aplicație pentru cunoștințele, abilitățile și talentele tale. Unele sarcini vor trebui amânate pentru a aborda ceva complet nou. Nu tuturor reprezentanților zodiei Rac le vor plăcea schimbarea planurilor, dar în timp va deveni clar că totul se dezvoltă în cel mai reușit mod pentru dumneavoastră. Este bine să fii proactiv în afaceri și în relațiile personale. Intuiția vă spune în mod inconfundabil cum să acționați cel mai bine. A doua jumătate a săptămânii va avea succes dacă nu vă faceți griji cu privire la fleacuri. Sunt posibile surprize, incidente ciudate, coincidențe surprinzătoare. Uneori ceea ce se întâmplă este nedumeritor, dar există multe motive pentru bucurie. Schimbările în bine în relațiile cu cei dragi sunt probabile. Este posibil să se pună capăt dezacordurilor și disputelor. Leu. Este important să nu te pierzi în primele zile ale săptămânii. Sunt foarte potrivite pentru muncă, oferă șansa de a reuși în multe cazuri dificile. Nu există sarcini care vă pot bloca. Cu cât obstacolele care apar în cale sunt mai grave, cu atât începeți să le depășiți cu mai mult entuziasm. Adesea tu ești cel care găsește calea de a face ceea ce alții credeau că este imposibil. Rețineți, impactul tendințelor pozitive se diminuează treptat. Prin urmare, este mai bine să nu amânați nimic pentru mult timp. Întârzieri în afaceri sunt posibile la mijlocul săptămânii. Unele neînțelegeri nu sunt excluse. Nu vor avea consecințe grave, dar te vor face să retrăiești. Ultimele zile ale săptămânii sunt mai potrivite pentru relaxare decât pentru orice afacere serioasă.
devine mai dificil să-ți aduni gândurile, dar nu pierzi ocazia de a te distra, de a te vedea cu prietenii, de a bucura pe cei dragi cu surprize plăcute. Pot apărea unele planuri neobișnuite. În viitorul apropiat, veți începe să le implementați. Fecioară. Multe devin posibile. Săptămâna aceasta este minunată pentru a experimenta, pentru a căuta căi noi către obiectivul dumneavoastră. Crede în tine. Ești capabil să obții succes acolo unde nimeni nu a crezut serios în el. Mulți reprezentanți ai semnului sunt ajutați de cunoștințele acumulate mai devreme. Prima jumătate a săptămânii are un mare succes din punct de vedere al afacerii. Munca se sporește și de multe ori este mai ușor să reușești decât credeai. Partenerii de lungă durată și noi cunoscuți ajută foarte mult. Începutul unei prietenii sau a unei povești romantice este posibil. În a doua jumătate a săptămânii veți dori să fiți mai atenți, să evitați riscurile. Uneori te străduiești atât de mult să fii în siguranță, să minimizezi pierderile, încât poți ratezi o oportunitate interesantă. Petreceți mai mult timp cu oameni care vă inspiră optimism și nu vă fac să fiți anxioși. Balanță. O săptămână fructuoasă de succes, perfectă pentru a-ți schimba viața în bine, fără nicio agitație. Cu cât decideți mai repede cu obiectivele, cu atât va fi mai ușor să mergeți mai departe. Este posibil ca în acest moment să se deschidă oportunitățile la care visezi de mult timp. Este important să nu vă confundați. Acționați decisiv. Adesea, încrederea în sine este ceea care ajută la obținerea succesului. Sunt posibile întâlniri neobișnuite, cunoștințe cu oameni de la care poți învăța multe, acum sau puțin mai târziu. Însușiți rapid informații noi, chiar dacă nu știți precis pentru ce ar putea fi utile. Uneori chiar și ceea ce ai învățat aproape întâmplător se dovedește a fi util. Încercați să nu vă supra-solicitați, săptămâna aceasta va fi încărcată plină de lucruri interesante. Dar este important să nu uiți de odihnă și să ai grijă de tine. Este foarte plăcut să comunici cu prietenii. Este probabil o soluție la problemele financiare, achizițiile profitabile, tranzacțiile care vor aduce profit în curând nu sunt excluse. Scorpion. Încearcă să nu te emoționezi și să nu cedezi provocărilor de la începutul săptămânii. Păstrarea calmului nu este ușor. Emoțiile sunt puternice și contradictorii, dar dacă le dai frâu liber, în curând vei regreta. Este util să vă concentrați asupra afacerilor. Vei face față bine cu ele, nu vei face greșeli dacă nu te gândești la toate odată. Mijlocul săptămânii aduce oferte interesante. Una dintre ele poate fi începutul unei noi etape în cariera ta. Rețineți, s-ar putea să nu fie ușor la început, dar dacă nu renunți în fața dificultăților, atunci cu siguranță îți vei atinge obiectivul. Ultimele zile ale săptămânii promit să vă mulțumească cu surprize plăcute. Multe vor avea succes. Schimbările în bine, în toate sferele vieții, sunt probabile. Merită să iei inițiativă. Datorită ei veți realiza rapid ceea ce-ți visa de mult timp. Săgetător. Începutul săptămânii este un moment bun pentru afaceri și contacte personale, comunicarea cu diferite persoane. Reușești să găsești o abordare pentru mulți, să faci o impresie bună, să arăți de ce ești capabil. Apar idei grozave, iar alții sunt adesea gata să le susțină și puteți alege aliați cu care este deosebit de plăcut să aveți de-a face. Pot exista mai multe griji și sarcini decât de obicei. Adesea trebuie să faci ceva complet nou. Te inspiră, înveți din mers, nu treci nimic cu vederea. La multă lume acest lucru le place. Cu siguranță cineva va dori să se împrietenească cu tine, iar începutul unei relații romantice este posibil. Ești norocos în ceea ce privesc banii. Achizițiile cu succes, ofertele făcute sunt profitabile. Poate apărea o nouă sursă de venit. Capricorn. Săptămână de bun augur. Aduce idei și planuri noi și oferă de asemenea șansa de a pune în mișcare lucrurile, cărora li s-a oferit deja multă energie. Tot ce e cu ce te ocupi, e în serios și încerci să nu pierzi din vedere nimic. Acest lucru ajută la evitarea greșelilor, la găsirea celei mai scurte căi spre obiectiv. Relațiile cu ceilalți se pot schimba vizibil. Există mai mult respect și încredere, mai puține supărări nefondate. Va exista ocazia de a restabili vechile legături, de a vă împăca cu cei cu care ați fost într-o ceartă.
Este posibil că pentru aceasta să fie necesar să se manifeste inițiativă, să se facă primul pas. Intuiția îți va spune cu siguranță cum să faci cel mai bine. Pot exista evenimente plăcute în familie, unele vești mult așteptate, care sunt importante pentru toți. Sfârșitul săptămânii este un moment favorabil din punct de vedere profesional, în special pentru cei care se străduiesc să atingă înălțimea carierei. Pot apărea decizii excelente cu privire la afaceri, idei care permit o creștere profesională rapidă. Vărsător. Începutul săptămânii vă oferă șansa de a rezolva lucrurile care păreau extrem de confuze și de a găsi răspunsuri la întrebări care vă blocau atât pe dumneavoastră cât și pe cei dragi. Există certitudine în planurile de viitor și împreună cu aceasta, încredere că vă veți îndeplini planurile. Mulți sunt gata să ajute. Adesea ești susținut de cei de la care nu te așteptai. Este probabil începutul unei prietenii care va deveni în curând importantă pentru tine. La mijlocul săptămânii va trebui să fii persistent. Datorită acestui fapt, puteți realiza ceea ce ați visat anterior. Nu vor exista obstacole în cale care te-ar putea opri. Navigați rapid în situații dificile. Învățați lucruri noi. Oamenii din jurul tău apelează adesea la tine pentru sfaturi. Sfârșitul săptămânii va fi relativ calm. Acesta este momentul potrivit pentru a pune lucrurile în ordine. Va exista posibilitatea de a comunica cu cei dragi, de a aranja o sărbătoare la domiciliu care să încânte pe toată lumea. Pești. Săptămâna nu este lipsită de momente tensionate, dar totuși este destul de reușită. Încercați să păstrați o bună dispoziție și optimism, indiferent de evoluția circumstanțelor. Fiți atenți cu noi cunoscuți. Adesea fac cu ușurință promisiuni pe care nu le vor respecta sau încearcă să te intereseze cu idei dificile. Dar pe cei dragi te poți baza în toate. Sprijinul lor te va inspira. Încearcă să nu atragi prea multă atenție asupra ta. Nu trebuie să fii în centrul atenției pentru a avea succes. Gândiți-vă bine înainte de a împărtăși planurile. Relaxați-vă, distrați-vă și faceți orice ce vă face să vă simțiți bine. Vă ajută să rămâneți într-o formă excelentă și să evitați gândurile și grijile sumbre. Vă puteți mulțumi cu achiziții neplanificate, iar pe cei dragi îi mulțumiți cu cadouri. Horoscopul săptămânii.